Bună tuturor, eu sunt Cotrinentred și astăzi să ne jucăm Total War Shogun 2. Bun, haideți să începem. Vreau în primul și în primul rând, nu, asta sunt de același nivel, nu, asta e mai mare. Request Legion. Și oricum, dacă vă place acest video, dați like, dacă nu e de dislike și dacă vă place ceea ce fac, abonați-vă și dați click pe clopoțel să prindeți notificarea de fiecare dată când postez un nou video sau fac live. Aici e revolt. Bun, și level up. Două turnuri. Armatele mele, unde se află? Mamă! Ok, entrăm. Și nici nu sunt toate unități. E bun, hai să vedem ce pot face. Oh, nu-i nici fortăreață. Ai, ai, ai. Ok. N-am niciun avantaj. Cine știe, poate o să reușesc să rezist. Bine, n-am nicio șansă, sunt prea împărțite trupele inamice. Ah.
Păi de ce nu? Resolve. Stronghold.
Ce vreau? Vreau... Asta. Cred că am șanse. N-am. Fer că n-am.
Marea mea flotă ar avea șanse, numai că sunt nave super mari. Mi-am nevoie de nave, dar n-am destui bani, culmea. Am un profit per turn de peste 11.000. Bun. Un moment să verific filmarea. Bun. Din punct de vedere terestru, armatele mele sunt de neînvins, numai că problema mea este cea navală. E blocat asta.
Deci trebuie să găsesc o metodă să elimin clanul ăsta și apoi să trec la provinciile astea. Nu pot elimina clanul ăsta, deoarece are prea multe trupe. Deci trebuie neapărat să aștept întăriri. Bun, bun. Primul și în primul rând repară tu toate navele.
Bun. Deja sunt în război cu toată Japonia, adică m-a scos pe mine. Bun, bun. Oricum pot să zic de pe acum că tot frontul vestic e cucerit de-a binelea.
Ah, nu zău. Mă așteptam. Speram să mai țină câteva turnuri, dar asta e.
Bine, bine, bine. Așa. Mamă, ăștia au 94 și ăsta cu 43, fratele lor are deja descendenți. E bine. Care e cel mai apropiat port? Asta e.
Tocmai le-am nimicit orice urmă de forțe. Ei bine, frontul vestic a căzut. Repet, frontul vestic efectiv a căzut. Acum am nevoie decât să-mi concentrez forțele în est.
Da, trebuie să rezolv cu provincia aia, într-un fel sau altul. Ei bine, cam atât cu acest episod. Eu am fost Rocotrenet Red și eu zic pa pa până data viitoare. Pa pa!